Calmează-te, stai liniștit, lasă-mi în pace. Tu ce înțelegi din sfatul ăsta? Dar nu-ți iau sfatul. Zic așa, ce înțelegi din sfatul ăsta? Că eu în loc să te încurajez să faci ceva, eu practic te descurajez. Sau văd în tine, doar pe tine vinovat. Așa au făcut ele. Dreptate am. Dacă vin la tine și zic așa, bă, Maria, nu știu, poate ai greșit tu, poate ai greșit. N-ați mai vorbit 2-3 ore, o zi, du-te nene la ea. Insisti. Nu vrea, stai lângă ea. Nu zici nimic, bă, dar te duci la ea. Nu sună mai bine sfatul ăsta? Normal că sună mai bine. Nu sună cum că eu nu sunt, cum să spun, doar de partea sa sau doar de partea ei? Nu sună că n-am niciun interes? Normal. Eh? Așa e. Dar ele când vin și îmi zice, dar nu, ți-ai greșit, ea mereu a venit la tine. Las-o, și tu, mai mare, nu vezi, ești nervos, calmează. Tu ce înțelegi din asta? Normal. Păi vezi, mă, Marian, sunt eu cu capul. Păi nu că ești tu cu capul, n-a zis nimeni că ești tu cu capul. Dar dacă eu mă iau după altcineva, înseamnă că nu mai am personalitatea mea. Eu vorbesc de mine. Da, corect. Deci nu mai am caracterul meu, înseamnă că mă ghidez după altcineva. Băi, foarte bine. După ce altcineva mi-e viață. Nu se ia, dar prin fapte. De exemplu, ea nu se ia după ele, dar nu s-a luat după ele, ok? De acord. Dar prin fapte, adică, că achiesează la orice cu ele, rezonează cu ele. Că am fost așa, că am făcut, că am drept. Prin faptele astea nu deduci o chestie. Ce deduci? Așa este, cum zici tu. Eu cred așa, după mine așa. Că tu dacă te ceri cu Tina, da? Tu motive, în motiv, da? Certuri de astea așa, între îndrăgostiți. Și sunteți supărați. Și tu să zic că ești prins o zi, în cercul ăla de învinuiți. Eu cred că Tina niciodată nu o să zică și ea, cei din jur, că da, ești de vină. Sau să dea cu vorbe în timp. În contră, eventual îți spune partea sau ce, a greșit, l-am înțeles, e al meu. Eu o să rezolv. Nu e mai dulce așa când zice o vorbă ca asta, decât să zică direct, da, a greșit. Așa este, da. Nu? Vezi tu că fiecare om are caracterul. Bă, aici nu e vorba de caracter, mă, Maria. Aici e vorba de cine ai pe lângă tine, mă. Bă, când iubești pe cineva sau ții la cineva, aici nu e vorba de caracter, aici e vorba de persoana aia de lângă tine. Păi da, mă, dacă ei îmi dictează mintea altceva. Aici nu sunt sentimente, mă. Poate chiar nu sunt, nu știu ce să zic, sau sunt și nu și le arăt. Poate și varianta. De ce poate nu și le arăt? Nu te mai vrea, sau poate te mai vrea și te mai lasă. Oh, nu ai ce să știi. Când ea a zis că... Eu, părerea mea personală este că e o chestiune de timp. Da, dar tu nu vezi că ea mereu a dat cu vorbe mine și în gală, și aici în emisiune, și astăzi. De ce ea mereu? Nu știu, poate ea vede lucrurile mult mai grave decât par. Zic eu, nu știu, chiar nu știu. Eu cred eu așa că... Cât de orgoliu ar fi între tine și tine, dacă tu greșești față de ea și stai o zi supărat. Uite cum a fost atunci discuția, restaurant. Da. Bă, ea a venit la tine în casă și putea să nu vină, nu? Ce îmi deduci de aici? Alta, dacă n-avea sentiment, mai venea? Nu trebuie. Nu mai venea zis. Carmen a venit când eu am stat singur sau a întrebat? Bă, nici măcar n-a întrebat, bă, Maria. Așa, nu neapărat că, vai, Doamne, o turaină. Dar să-i că, bă, prostul ăla, de ce n-a venit? A văzut că nu veni să nu? Da. Eu ca și bărbat îți dau dreptate. Nu știu, eu îi fi o tâmpit, dar nu știu, mă, nene, dar... Eu n-am văzut din partea niciodată o chestie să zic și o damă, uite, e cu mine. Păi și de ce nu i-ai spus lucrurile astea? Da, îi spun, mă, Marian, și ea îmi zice mie, îmi reproșează că e doar mintea mea, că eu greșesc, că nu știu ce, că... Eu doar vreau să mă scot, că eu doar vreau să fiu ăla bunul. A, știu. Că eu văd lucrurile diferit. Chiar nu accept așa ceva. Mă, dar într-o relație nu trebuie să fiu un pic mai permisibil cu cel de lângă noi. Eu zic așa, nu? Normal că trebuie să fie mult prea permisibil. Păi ea e mai mult permisibil, am văzut cu cei din jur. De exemplu, dacă unul oarecare greșește față de el, îl iartă. Dacă greșesc eu, ca iubit, să te crească Dumnezeu. În ochii ei, ești așa. În gunoi. N-aș putea să. Păi e nasol, mă, mă.
M-am uitat și așa, fără să vreau, la X, la Y, la Z. Bă, n-am văzut ori el, ori ea să întoarcă spatele sau să fie așa indiferent în halul ăsta. N-am, oricât de mare ar fi fost orgul, oricât de mare ar fi greșitul, oricât de mare. Eu n-am fost chestia asta. Și vreau sunt caractere diferite. Și acolo. Și vii și îmi spui, mă doare când tu zici de ele nu știu ce, nu știu cum. Sau să duce la ele să le șteargă lacrimi, să le compătească. Dar eu când sufeream așa, stăteam așa, singură, a venit mai ea să mă compătească? N-a venit. Nu avea cum. De ce n-avea cum? Nu avea cum, pentru că era certat. Era certat, da. Nu putea să revină. Așa nu putea să revină. Dacă mă cer cu tine, păi da, tine de ce vine la tine când ești certat? Fă-mă să înțeleg și atunci. Tu când te cerci, de ce vine la tine? Sau tu, de ce te duci la tine? Fă-mă să înțeleg și lucrul ăsta. Nu știu. Păi care e diferența? Zi-mi și mie. E diferența între tine și Carmen. E altceva. Că și eu le-am pe ale mele și eu sunt căpost și eu sunt prost. Bă, toți sunt. Nu e nimeni perfect. Dar în momentul când facem o alegere, tu când ai făcut o alegere, că uite, știu de foarte bine cum erai tu, ai zis că vrei o persoană matură, că nu știu ce, că niciodată nu te gândești la tine. Dar problema e, ai cunoscut-o și ai făcut decizia asta. Da. Tu făcând lucrul ăsta, pasul ăsta, înseamnă că ai acceptat așa cum e, corect? Normal. Ia în 3 luni de zile, dacă m-a cunoscut și m-a acceptat, nu înseamnă că știa cum sunt? Automat știa cum ești. Și au dat cu scuză, a, păi nu știam că se comportă. Eu nu înțeleg, mă, frate. Zi-te-o. Chiar nu-ți dai seama în 3 luni de zile cu omul ăla? Și pe aia o lună? Nu e chiar așa. Te știa foarte bine că n-avea cum să nu știi. Mai ales la cât i-ai făcut. Pe tot. Carmen, nu știu cum, pe pereți. Pe tot. Te-ai dat alea, ai făcut tale. Da, dar vezi tu, toate astea, ai un fel de, cum să spun eu, de a mă apropia de... Înțelegi? Da, eu te înțeleg. Deci nu am făcut ceva cu rău. Sau uite, când am zis atunci cu activitatea aia. Bă, nu i-am zis-o, da! Nu joc! Eu când am zis atunci că nu-mi place aia, că dau nota aia, că fac aia, că nu știu ce. Bă, n-am zis-o cu răutate, mă. Am zis-o într-un mod mai superficial. Știu, dar ai zis-o pe un ton. Bă, asta, așa e tonul meu. Dar, de exemplu, contează mai mult vorbele care le-am spus eu decât faptele care le-am făcut eu? Ce cântărește mai mult vorbele, într-o relație? Sincer. Vorbele dor și ele. Păi dor și dor mult. Dar faptele nu sunt și ele importante într-o relație? Sunt foarte importante. Eu sunt genul mai bine fapte decât vorbele. Păi tu, măi. Tu ce preferi? Să ai pe cineva să zică tot timpul, băi, dar mi-am ce mult, te iubesc, vai ce frumos ești, vai ce nu, nu. Da, recunosc, în momente când avem nevoie de cuvintele astea. Sau prefer mai mult să fii momentele alea grele și să faci o faptă? Să sprijin pe cel de nu trebuie să fii neapărat la momente grele ca să nu, faci o faptă? Nu neapărat în momente grele. Alea când e totul hi-hi-ha-ha, nu le dau prea mare importanță. Că e normal. Dar alea când e la greu omul și demonstrezi că e la greu și lângă ea, nu e mai important lucrul ăsta? Nu. Normal. Păi, și aceea dă noastră, mă. Eu când am fost la greu, mi-am trăit spatele, corect? Ea când, de exemplu, ia uite, m-am certat cu mamele pentru niște vase. Poate nu era normal. Da, acolo ai exagerat, iarăși. Bă, am exagerat. Dar până asta nu dai dovadă că îți pasă de persoana de lângă tine, că vrei să-ți plătești din bucăia, că te doare dacă zice cineva pe un ton o chestie. Nu? Nu dai dovadă? Nu. Și nu trebuie să apreciezi pe cel de lângă tine când e vocal pentru tine și ți-a apărare? Nu, dar vezi, ea a mers pe... Pe ce? Zi. Pentru că mamele aveau dreptate. Tu nu aveai dreptate. Dar îi plăcea când... Mă normal că îi plăcea, că e normal să-i placă, dar nu știu, mă cred că chestii bun, care au fost întrebări, nu știu, că chiar nu știu. Așa cum spui tu. Dar când a venit tanti respectiv în platou și a dat în mine, ea mi-a rămas și a vreodată apărarea? Ai auzit-o cumva zicând ceva? Nu, mă, e filmat și ea, mă, nu-i place. Dacă cineva venea și zicea ceva de tine, tu ai impresat că tine asta te-a... Dar nu stă de ea oricum vorbește. Nu-ți lua apărarea? Păi cum să nu ne apărarea? Și de aici ce deduci? Când un om nu ți-a apărarea? Că nu-i pasă de tine. Nu? Băi, așa pare. Acum eu știu cât e de adevărat. Păi eu zic fapte, Marian, nu vorbesc. De fapte zic și eu. Adică lucruri concrete. Înțelegi?